Lumea cărților este una fascinantă și ajută pe copii să-și dezvolte imaginația, inteligența, întreg universul. Totuși, pentru ca micuții să nu fie distrași de tot ce ar putea să le capteze atenția, ar trebui să le organizați un colț special de lectură. Bianca Mereuță este inițiatorul proiectului Cele Citim Copiilor, mama unui băiețel îndrăgostit de cărți și cea mai în măsură să ne dea sfaturi. Locul special de citit și cel mai potrivit este în brațele celor dragi în brațele părinților, a bunicilor, a doamnei educatoare, a doamnei învățătoare. Însă, dacă noi suntem un părinte începător și dorim să facem așa totul ca la carte și să aducem armonie în viața copilașului, eu recomand ca în casa fiecăruia dintre noi să găsim cel mai comod și cel mai luminos loc unde să ducem perne, unde să facem niște rafturi, unde putem expune cărțile cu fața, la nivelul copilului să și le poată alege el și acesta să devină un colțișor de lectură. La fel cum există măsuța de joacă sau locul unde își duce el diverse instrumente de scris, acoarele, plastilină și alte, alte cele cu care poate să lucreze cu mânuțele, tot așa în camera lui sau într-o cameră unde este multă lumină, eu recomand lumina, să se creeze un loc foarte confortabil, unde să stăm în liniște, oricare dintre noi, adulții cu copilul, și să răsfoim împreună cărțile dorite de ei, cărțile propuse de noi. Poate vă întrebați cum ar trebui să arate locul de citit. Cu rafturi, deci poate să aibă și o mică, mică bibliotecă unde cărțile sunt aranjate în mod obișnuit, recomandabil pe tematici, cu câteva rafturi unde sunt puse cărțile cu fața și rotite cu anumită regularitate în funcție de dorințele copilului, în funcție de anumite tematici pe care noi vrem să le propunem, cu câteva pernuțe și în funcție de bugetul fiecăruia. Poate să-l facă cu perdeluțe, poate să-l personalizeze cu, știu și eu, tot felul de litere decupate, un scrie citește, cu mesaje motivaționale, poate fi și așa. Dar cel mai important este să aibă cărțile, să fim noi acolo, să ne conectăm noi cu copilașul și cu cartea, și să, put să avem spațiu să dramatizăm, deci să nu fie un loc constrâns unde nu putem gesticula, pentru că e foarte important pentru copil atunci când îi citim să i citim cu totul, să, să intrăm în carte și să, să ne audă uh, interiorul așa cu totul, să dramatizăm, să, să putem purta un dialog cu el, să lăsăm pe el să dramatizeze. Cărțile pot rămâne mici ca și hainele. Pe măsură ce copilul crește, acestea ar putea fi depășite. Ce facem cu ele? Eu cred că o carte cu adevărat bună și recomand fiecărui părinte să aleagă în așa fel cărțile încât să nu rămână mici. O carte cu adevărat bună este o carte pe care o poți citi de la 0 la 99 de ani și putem învăța din ea de la începuturi și până când suntem în vârstă. Așadar, recomand să se aleagă foarte bine cărțile și să rămână. Dar, dacă totuși există anumite cărți, acele cărți cu butoane și cu sunete, care sunt speciale pentru cei chiar foarte micuți, putem să le donăm, putem să le facem ca două altor copilași care vin în urma copiilor noștri. Eu, le recom eu recomand să le donăm, să le ducem către diverse centre unde există copii, să le ducem la țară. Este mare nevoie la sat de carte asta putem să facem cu ele. Și e important să aleagă copilul ce cărstă mai departe? Cred că da. Cred că este important să-l învățăm să împartă, să-l învățăm să dăruiască, să-l să să lăsăm cu naturalețe să facă tranziția spre ceea ce vrea să, să fie și să aibă el opțiunea asupra ceea ce dăruiește. Pentru că așa îl învățăm și alte valori. Stârniți-le curiozitatea și dragostea pentru citit. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite pe alexandraaronmamatv.ro